Vai, deci sinceră să fiu, cred că am cea mai mare nevoie de o curățenie în make-up. Atunci când îmi pun machiajele așa alandala și nu mai țin cont de locul lor, este cel mai mare indiciu că trebuie să îmi fac un declutter slash o curățenie la make-up și știți că le filmez de fiecare dată pentru că știu că vă plac astfel de videoclipuri și vă place să le vizualizați. Așa că în cadrul clipului de astăzi o să facem un declutter în toate sertarele care conțin make-up-ul meu. O să vreau să renunț la câteva produse, să le împart mai departe prietenilor și familiei și să fac loc pentru produsele noi care mi-au intrat în colecție, să vorbim puțin despre produsele noi pe care le testez și pe care le-am încercat și să stăm așa, ca fetele, și să facem curățenie la un pahar de apă, la un pahar de cafea, de ce vreți voi. O să-mi aduc un scaun și începem chiar cu primul sertar care este cel mai problematic dintre toate pentru că este cel mai folosit dintre toate. Sper că de văzut mă vedeți, de auzit sigur mă auziți și haideți să începem să facem acest declutter și organizare la make-up cu primul sertar care este și cel mai problematic dintre toate pentru că aici veneam eu și îmi aruncam toate machiajele fără să le mai pun la locul lor. Dacă ați urmărit celelalte declutere, să știți că sertarele mele sunt foarte organizate, adică aici aveam produse de față, aici aveam produse de ochi și aici aveam palete de farduri și produse de buze în ultimul sertar, dar organizarea asta deja n-am mai ținut de ceva timp, după cum vă ziceam, și îmi puneam toate produsele aici după cum terminam să le folosesc. Asta m-a făcut să realizez că aș avea nevoie poate de un spațiu pentru produsele pe care le folosesc zilnic. Și mă gândeam să fac această schimbare și să pun aici în față produsele pe care le folosesc mereu, în spate pensulele și aici în spate poate, nu știu, alte produse pe care iar le folosesc destul de des și restul să le organizez pe categorii așa cum sunt mai jos. Am aici la produse de buze, nu vedeți voi, dar am aici niște spațiu liber pe care aș putea să-l folosesc pentru a muta câteva din produsele de sus aici jos, dar asta ar fi singura schimbare în organizare pe care aș vrea să o fac. Bun, cu astea fiind spuse, haideți să începem declutterul și v-am zis că vreau să vorbim și despre produse propriu-zis. Stați să vă dau și mai de-aproape ca să vedeți și ce este aici în sertar și poate mai sus, că aș vrea să vedeți puțin în sertar, așa. Ia uitați că setăm cadrul împreună, de ce nu? Așa și poate așa. E bine? Cred că e mult mai bine așa ca să vedeți exact și ce se află în sertar. În primul rând am un blush din ăsta nou de la Maybelline care se numește Sun Kisser și pe care l-am primit de la cei de la Maybelline plus încă alte două nuanțe. L-am primit într-un pachet de PR, n-am făcut vlog în perioada aceea, așa că nu vi le-am mai arătat. Acestea trei sunt și sunt niște nuanțe extrem de frumoase, bronzulii așa, cam așa. Îmi plac foarte mult blush-urile astea, în special nuanța asta, 008, pentru că poate fi purtată și pe post de fard. Eu asta fac, arată foarte bine și dă așa un glow folosit pe toată fața, pare ca un iluminator, adică pe toată fața. Poate fi folosit și ca bază de make-up, sunt niște produse super multifuncționale. Mai am nuanța, stați așa, 001, care se numește Downtown Rush. Și care nu poate fi folosit pe toată fața pentru că nu are shimmer. Asta este diferența dintre acesta, vedeți? Ăsta chiar este un blush, celălalt este mai mult un iluminator. Foarte frumoasă și nuanța asta de piersice, o arată super natural. Și mai am nuanța 003, Soul Search, care este puțin mai aurie și mai piersicie decât nuanța aceea 008, pe care v-am zis că eu o pot folosi chiar pe toată fața. Și la fel și ăsta, este exact puțin mai roșiatic, mai roziu așa și chiar poate fi folosit pe post de blush, nu pe toată fața cum fac cu 008. De aceea și 008 era mai la îndemână pentru că este și cel mai folosit dintre cele trei. Bun, astea sunt produsele noi. M-am luat la vorbă pentru că erau aici în fața mea, dar să continuăm cu sertarul. Bun, ce mai am pe aici? Mai am acest Maybelline Perfector, care îmi place foarte mult. Mă înțeleg super bine cu produsul ăsta, mai ales pentru machiajul de zi cu zi. Eu îl am în nuanța 00 Fair Light și este genul ăsta de produs care îți dă așa un picuț de acoperire și multă, multă iluminare. Are burete din ăsta, nu sunt eu mare fan acestui burete, dar l-am păstrat aici și mă înțeleg foarte bine cu produsul per total. Am întorcătorul meu de gene de la Sephora, care mi se pare cel mai bun.
S-au întâmplat zilele trecute niște chestii foarte faine, printre care și primul meu pachet de PR de la Benefit. Am primit un pachet de PR de la Benefit, stați așa să nu-mi dai capul, un pachet de PR de la Benefit care conținea printre alte produse și noile lor lansări, printre care și acest Dulala, care este exact același lucru cu acesta de la Maybelline. Este practic un fel de Skin Perfector, i-aș spune eu, care te și bronzează puțin. Arată super natural, chiar îl port astăzi pe ten și am doar corector în zona ochilor și pudră peste, dar îți dă așa un glow foarte frumos, te bronzează puțin și îți dă așa o iluminare pe dedesubt, ca după aceea tu să poți să vii cu fond de ten sau să lași pur și simplu tenul așa. Arată super bine produsul și atât de mult m-am bucurat că am primit pachet de PR de la Benefit, nici nu vă pot explica, chiar a fost o mare bucurie pentru mine. Am primit deci produsul ăsta pe care îl folosesc zilnic și l-am cam înlocuit pe ăsta de la Maybelline și am primit și tinturile lor de buze. Acesta este Skin Deep și este Moisturizing Dewy Lip Tint. Îl port și pe buze astăzi și arată tare bine. Am și creion de buze pe lângă, dar produsele astea sunt super faine și extrem de potrivite pentru un machiaj așa lejer și de vară. Tot de la ei, în același pachet de PR, am primit această mascara Bad Girl Bang, care, sinceră să fiu, îmi place foarte mult efectul ei, alungește genele foarte frumos și astăzi sunt dată cu ea, doar că peste trebuie să vin cu altă mascara, pentru că dacă nu sigilez foarte bine acest Bad Girl Bang, mi se transferă și mi se fac panda eyes, nu știu dacă știți, dar mă negresc. Aici, pe partea de jos a ochilor, se transferă puțin acest mascara și îmi pare foarte rău pentru că dă un efect super fain asupra genelor. Așa că mai vin cu un alt mascara, de asta am și două aici, unele dintre astea de la Maybelline, ca să sigilez un picuț produsul ăsta care îmi place foarte mult ce efect dă, doar că, v-am zis, nu rezistă, se transferă. Astea de la Maybelline sunt produsele mele mascara preferate, așa că o să le pun pe toate aici, că le organizăm puțin mai târziu. Tot la îndemână am și balsamul meu de buze de la Summer Fridays, care este ăsta roz, foarte fain este balsamul ăsta de buze și dacă vreți poate să mai schimbați balsamul de buze și aveți un buget, încercați Summer Fridays că sunt super faine și spre deosebire de la Nej, în care trebuie să-ți bagi mâna ca să scoți produs, astea sunt pur și simplu într-un tubuleț așa siliconat și să știți că acest aplicator e foarte moale și se simte foarte bine pe buze, se mulează perfect pe forma buzelor și are aceeași strălucire și hidratare precum la Nej, doar că este mai ușor de luat în geantă pentru că nu trebuie să-ți bagi mâna în el sau să folosești cine știe ce spatulă. Mai am aici bronzerul meu de la, cred că este bronzer, Hoola Mini de la Benefit. Foarte mult îmi place și îl folosesc zilnic. Astea oricum sunt machiajele pe care eu le folosesc zilnic. Am aici o pensulă. Pensulele astea de la Real Techniques mi se par super, super faine și chiar le recomand. Am o pensulă de la Glittero pe care o folosesc mereu pentru iluminator. Este Glittero 76, primită de la cei de la Glittero și mă înțeleg super bine cu ea. La fel, într-un pachet de PR de la Maybelline am primit și acest Brow Builder. Sau Build a Brow, da, Build a Brow este un creion de sprâncene, carioca de sprâncene, cu care eu mă înțeleg super, super bine și vedeți cât este de folosită. Eu cel mai mult am folosit-o pe aceasta, care nici nu mai știu ce nuanță este, cred că este, nu mai știu, dar este nuanța asta cea mai închisă, cred, una dintre cele mai închise și astăzi am folosit-o și ne înțelegem foarte bine și să știți că, spre deosebire de cele de la Shane, care erau favoritele mele înainte să le descoper pe astea, rezistă mult mai mult, nu se transferă atât de ușor și rezistă produsul propriu-zis. Adică cred că folosesc produsul ăsta de vreo 3 luni și încă mai am în el destul, deci în sensul ăsta. O nouă achiziție pe care cred că ați văzut-o aici, doar că nu v-am povestit într-un vlog despre ea, că am luat-o într-o zi în care nu făceam vlog. Este prima mea paletă de farduri și primul meu produs, în general de la Dior. Mi-am luat acest Dior Backstage Glow Face Palette în nuanța 004 Rose Gold.
foarte frumoasă este. Deci este o paletă care își merită tot hype-ul pe internet. Eu am vrut-o în nuanța 001 inițial, doar că nu am găsit-o decât în nuanța 004 și mi-a plăcut foarte mult și aceasta. Are practic 4 iluminatoare pe care le poți folosi atât împreună cât și separat. Le poți combina oricum, poți combina 2, 3. Combinațiile sunt nenumărate și vreau să vă fac acum niște swatch-uri să vedeți exact cum se prezintă nuanțele. Să știți că sunt super naturale. Asta unul la mână și doi la mână arată foarte bine pe ten. Deci nu au foarte mulți clipici, sunt super naturale, strălucește așa tenul, parcă strălucește din interior cumva și merge folosit, adică este o paletă multifuncțională, o puteți folosi atât pe pomeți pentru iluminator, cât și pe post de fard. Îmi place foarte mult să folosesc nuanța asta de roz pe post de fard, nuanța asta de piersiciu pe post de fard și astăzi sunt dată cu paleta asta și vedeți că parcă tenul strălucește așa frumos și din interior pentru că nu are foarte mult glitter în ea paleta asta, este o paletă perfectă pentru zi. Și după ce o să termin măcar una dintre aceste pastiluțe de fard, poate o să mă gândesc să-mi iau și nuanța 001 pentru că aceea are și o nuanță de bronzuliu, așa mai închisă, este o paletă scumpă. Este ceva ce mi-am cumpărat după ce am gândit-o foarte bine, dar dacă aveți bugetul și vă permiteți, chiar din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai faine iluminatoare dacă vă căutați un look natural și vă plac iluminatoarele care nu ies foarte mult în evidență. Mai am aici niște pensule, doar că în pensule nu o să mai intru foarte mult pentru că deja le cunoașteți. Am un creion de buze, v-am zis că aici este Alandala totul. Creionul meu de buze preferat este de la NYX în nuanța Nude Truffle. Sunt dată și cu el pe buze în momentul de față. Mi se pare că este un creion cu un subton rece, foarte fain, care se potrivește cu multe produse de buze. Chiar este unicul, unul dintre singurele, de fapt, creioane pe care eu le folosesc de zi cu zi. Cred că am vreo 3 creioane pe care le folosesc așa constant și acesta este unul dintre ele. Am aici foarte mulți pufuleți din ăștia, triunghiuri din astea pentru pudră pe care trebuie să le spăl. Doamne, când n-am mai apucat să fac lucrul ăsta, o să le pun aici lângă că vreau să le duc la spălat. Tot ceva nou despre care nu am apucat să vă spun și despre care am primit multe întrebări, despre asta și despre încă un produs pe care nici nu mai știu pe unde l-am pus, dar pe aici trebuie să fie încă un blaș. Despre asta totuși am primit multe întrebări pentru că l-am luat cu mine în concediu și l-am purtat pe croazieră foarte mult și în toate opririle pe care le-am avut pe croazieră. Este Huda Beauty noul lor blaș lichid care se numește Filter ceva și care pe lângă că este un blaș, îți dă și un efect de filtru pe față. Eu îl am în nuanța Cotton Candy sau nuanța 01, nu știu exact, cea cu vată de zahăr, nuanța asta roz, deci arată absolut superb pe ten, se estompează foarte bine, poate fi folosit atât peste pudră cât și pe dedesubt de ea, nu trebuie să fie setat cu un alt blush, chiar dacă este lichid așa, să știți că se pudrează și nu trebuie setat pentru că nu se duce de pe față, are o nuanță foarte drăguță și pe lângă această nuanță mai sunt și alte nuanțe la fel de frumoase. Packagingul este superb. Aia, uitați, Cotton Candy Blush Filter și îl găsiți în Sephora. Foarte frumos este și eu mă bucur că am prins nuanța pentru că am observat că acum nu mai este în stoc. Și un alt blush despre care mă întrebați mai tot timpul, pe care l-am cumpărat tot recent. Apropo, chiar am luat câteva machiaje recent, dar să știți că nu făceam vlog sau pur și simplu, nu știu, eram cu mami sau cu Amy prin mall și mi-am luat aceste machiaje și nu vi le-am mai arătat, mi-au scăpat așa. Mi-am luat blush-ul de la NYX. Știți că au apărut aceste Buttermilk Blush și Buttermilk Bronzer de la NYX. Sunt la prețul de 50 de lei astea și credeți-mă că merită 100%. Eu am așteptat câteva săptămâni să reintre în stoc această nuanță în magazinul fizic din Julius Town și când a intrat în stoc am luat-o, este nuanța mea preferată, se numește Bata Together, nuanța 02 și să știți că aceste blush-uri sunt super pigmentate, vin în felul ăsta și au o textură, ia uitați ce pigmentat este, au o textură foarte frumoasă, foarte pigmentate, este un blush roz rece și are și o mică strălucire, dacă observați.
Dar cred că merge foarte bine cuplat cu un iluminator rece, la fel așa un IC, sau pur și simplu purtat de sine stătător, iar m-ați întrebat în comentarii la vlogurile în care îl purtam multe despre ce blush port și ăsta este sau ăsta. Deci astea sunt cele două favorite ale mele în materie de blush în ultima perioadă, NYX Butter Melt Blush în nuanța 02 și... Huda Beauty Blush Filter în nuanța aia cu Cotton Candy. Nu știu exact numărul ei. Bun. O altă achiziție. Oare v-am vorbit despre achiziția asta? Sau eu mai arăt și pe Insta Story și mai am încă o achiziție despre care nu v-am vorbit și după aceea trecem chiar la Declutter. Mi-am luat și minunea asta de la Fenty. N-am putut să rezist și mi-am luat acest Fenty Diamond Bomb. Este iluminatorul Rihannei faimos, acela care strălucește așa. Să știți că spre deosebire de cel de la Dior, ăsta chiar este diferit pentru că ăsta are doar glitter. Acul, vedeți bine. Ăsta are doar glitter pe când și particule de sclipici, pe când ăsta este așa o iluminare din interior. Deci să știți că aceste două produse diferă foarte mult. Îmi place mult și ăsta, mai ales pentru momente în care îmi fac așa un machiaj puțin mai îndrăsneț. L-am avut și pe dânsul în croazieră, pentru că pe cel de la Dior l-am cumpărat după croazieră și să știți că l-am purtat și pe post de fard. Stați așa să îmi șterg puțin mâna și să vă arăt cât de bine arată pe post de fard. Chiar și luat cu degetul și pur și simplu aplicat așa arată super, uite. Și se vede în anumite lumini, se vede foarte bine și dacă pun blitzul nu vă mai zic că se vede extraordinar. Stați așa să văd, mai mult în întuneric cred că se vede, dar o să încerc să pun blitzul și acum să văd dacă funcționează și vedeți cum trebuie. Oricum pasionatele de make-up sigur știu despre ce este vorba. Dar ia uitați ce frumos strălucește pe ochi, se vede extraordinar de frumos și dă așa un efect deosebit pe care doar produsul ăsta reușește să îl dea. Să știți că eu am mai încercat să cumpăr dupuri pentru acest produs, care e, dupul pentru acest produs este acesta de la Baby by Lorraine și vreau să facem și comparația, de ce nu, acum împreună, pentru că sunt exact, adică ăsta este un dup și vreau să punem pe mâna asta. Adică pe degetul ăsta am pus Diamond Bomb-ul și pe degetul ăsta punem cel de la Baby by Lorraine. Și vedeți că diferă textura foarte mult. Baby by Lorraine Fenty Beauty, vedeți că ăsta are mult mai mult glitter. Ăsta practic este un iluminator așa argintiu, pe când ăsta se vede că este sclipit și este sclipiciul acela consacrat de la Fenty Beauty, care a nebunit pe toată lumea și care este extrem, extrem de deosebit. Și ăsta de la Baby by Lorraine este frumos, este un iluminator rece pe care îl păstrez cu drag în colecția mea de make-up, doar că nu prea se compară cu Diamond Bomb-ul de la Fenty Beauty. Nimic nu se compară cu el, eu am tot încercat să găsesc dupuri și alternative, dar dacă vă doriți așa, efectul acela pe care îl oferă iluminatorul respectiv, să știți că în perioada Crăciunului știu că îl am în variantă mini, așa că puteți să urmăriți să vedeți. Eu pe varianta asta mare, care cred că o să mă țină efectiv ani de zile, am dat 200 de lei din Sephora. Bun, next, mai am pe aici o pensulă rătăcită. Mama, dar să-mi pun și eu telefonul ăsta, tot primesc mail-uri. Să-mi pun și eu telefonul ăsta pe silențios totuși, să nu mai sune în continuu. Așa, pensulă, după cum vă ziceam, am prostul obicei să păstrez cutii de la produse. Nu știu de ce fac asta. Să știți că mi-am adus aici o cutie pentru ambalaje și pentru make-up-ul de care vreau să mă scap. Să știți că nu o să arunc produsele astea de make-up, dar nici nu o să le dau mai departe pe în comunitatea mea, deoarece nu este igienic să fac lucrurile astea, sunt produse folosite de mine, așa că o să le las pe prietenele mele și pe mama mea, de fapt, să se uite printre ele. Mai am un burețel din ăsta care este curat, wow, de pe Shein, sunt bureței mei. Am aici două mostre de fond de ten de la Sephora. Dacă nu știați, puteți să cereți mostre din astea la Sephora și angajatele sunt nevoite să vă dea mostre din produsele pe care le-au deschise. Eu am aici o mostră de la un fond de ten de la Fenty Beauty cel nou și mai am o mostră de la Dior Backstage fondul de ten, pentru că am vrut să văd cum se comportă pe tenul meu și să văd dacă mi se potrivește nuanța, dacă oxidează și așa mai departe. Dar mă gândesc că este o informație poate utilă, că puteți să faceți lucrurile astea în Sephora și să mergeți să cereți
faceți o mostră, chiar dacă nu achiziționați nimic. Să știți că este ok să faceți lucrul ăsta. Bun, am aici pudra mea de față, cea de toate zilele, de la Huda, din care mai am foarte puțin, pentru că o folosesc efectiv în fiecare zi, chiar și atunci când nu mă dau cu... machiaj, mai folosesc puțin pe frunte, pe nas și pe bărbie pentru a estompa sebumul și arată super bine, îmi place maxim. Am aici două blushuri de pe Shiglam, de care cred, mamă cum vine am arătat, de care cred că o să mă despart, sinceră să fiu, pentru că deja am destule blushuri și sunt sigură că prietenele mele sau mami s-ar bucura de ele. Asta este un blush foarte un iluminator foarte interesant, pentru că are reflexii așa. Stați să vă arăt, deci... parcă miroase ciudat, dar mă rog. Așa, are reflexii. Stați așa să vă arăt. Vezi că dintr-unele... În realitate se vede că în unele lumini este auriu și în unele lumini este roz. Unii nu știu dacă să-l păstrez pe ăsta. O să-l pun la maybe. O să facem și o grămăjoară de maybe. Ca să fie bine. Să nu păstrez chiar tot. Am aici... blush-uri de la Pixi, pe care eu le-am primit într-un pachet de PR de la ei și care mi-au plăcut foarte mult anul trecut, când nu foloseam atât de multă pudră în vara anului trecut. Am On The Glow Blush, ăsta în nuanța de roz, care îmi place super mult. Apropo, să știți că blush-urile astea de la Pixi sunt extraordinar de faine, super pigmentate, trebuie să aveți mare grijă cu ele atunci când le aplicați, dar rezistența este super faină. Îl am pe ăsta roșu, care iar mi-a plăcut super mult în nuanța ruby, și îl mai am pe cel portocaliu. V-am zis că astea sunt primite de la cei de la Pixi. Pe cel portocaliu îl mai am, care este în nuanța juicy, foarte faine, nu mă despart de ele pentru că încă îmi plac. Chiar dacă au căzut puțin pe plan secund, pentru că am tot avut blush-uri noi, am tot cumpărat și au tot fost lansări noi, dar tot nu mă despart de alea pentru că îmi plac foarte mult și cele de la Pixi și sunt sigură că o să revin la ele. Am aici și două bronzere, On The Glow Bronze. Nu știu exact ce nuanță de bronzer este ăsta, că mi se pare o nuanță foarte deschisă, dar vreau să le swatchim împreună. Vedeți, ăsta chiar nu... mi se potrivește mie, sinceră să fiu, cred că am tenul prea închis pentru el, așa că s-ar putea ca asta să se ducă mai departe. Sigur, cineva o să se bucure de el pe post de blush. Și mai este și ăsta, care ăsta chiar pare a bronzer, așa că rămâne cu mine. Ăsta este în nuanța Beach Glow și cel mai roziu este în nuanța Warm Glow. Cred că sunt poate niște bronzere puțin mai glowy, dar cel portocaliu așa este mult prea deschis, orice nuanță ar fi tot prea deschis, este că n-am cum să-l folosesc. Și asta este și cu această cutiuță, stați să ștergem aici în interior, pentru că nu se prea murdăresc, eu încerc să am grijă să nu-mi las machiajele murdare și să le pun în sertar, dar se mai prăfuiesc, așa, deci trebuie să șterse puțin. Gata cu prima cutiuță, o să o așez imediat la loc după ce vedem ce avem în această cutiuță, pentru că sunt destul de multe chestii și aici. Am fondul meu de ten de la Fenty Beauty, care îmi place foarte mult, se numește Ease Drop și eu îl am în nuanța 03. Este fondul meu de ten preferat, care mi s-a potrivit atât primăvara cât și vara, chiar și acum vara l-am purtat, setat foarte bine, arată extraordinar de frumos pe ten, este genul acela de fond de ten lichid, cred că este pe bază de apă, cred că este water-based și asta îl face să se îmbine cu tenul foarte bine și să nu arate uleios, cel puțin pentru un ten mix arată foarte bine, rămâne cu mine, că încă mai am din el și vedeți că încerc să-i găsesc un înlocuitor, nu pentru că nu mai este în Sephora, dar pentru că aș vrea să încerc ceva nou. Și vă ziceam că am cerut mostră de la fondul nou de ten de la Fenty Beauty, mi se pare prea glowy pentru mine, nu-mi place cum arată pe tenul meu, și am mai cerut mostră și de la Dior Backstage, care îmi place cum arată, dar încă sunt indecisă, oricum mai am din produsul ăsta de la Fenty Beauty și mă înțeleg foarte bine cu el. Bun, mai am un puf din ăsta care trebuie spălat. Mi-am luat atât de multe pufuri că am zis că să am cât timp să-mi le spăl celelalte, dar văd că le folosesc pe toate și le spăl o dată pe lună, adică na, că am foarte multe și tot găsesc câte unul curat. Am aici două mostre din fondul meu de ten cu acoperire mare preferat. De la Sephora este Estée Lauder Double Wear și eu îl am în nuanța 2N1 Desert Beige. Ăsta este un fond de ten pentru ocazii speciale din punctul meu de vedere. Dacă nu aveți mari probleme cu tenul, dacă aveți un ten similar cu al meu, ăsta este un fond de ten pe care îl folosești la nunți, botezuri, cu metrii, nu în viața de zi cu zi, pentru că are o acoperire mult prea mare și se vede că ai pus mult machiaj
machiaj pe ten. Cel puțin nu este pe gustul meu, dar dacă vouă vă place, go for it. Este un fond de ten foarte bun totuși. Mai am un blush din ăsta mini de la Benefit în nuanța Crista. Ăsta este și primul meu produs pe care l-am cumpărat din Sephora și... Îl țin așa, cu drag, pentru că v-am zis, nici nu știu dacă v-am menționat într-unul din videoclipuri, dar chiar am văzut un TikTok recent, zilele trecute, și era așa cu o domnișoară care înlocuia niște produse drugstore, gen din DM, cu niște produse din Sephora și spunea că este every girl's achievement și că simt și eu chestia asta, că este așa o mândrie să începi să-ți permiți produsele pe care ți le-ai dorit din totdeauna și să nu luați chestia asta de bună, pentru că atunci când am avut și eu 17, 18, 19 până la acum recent, la 27 de ani, nu mi-am permis lucrurile astea, muncesc, am un job, fac și YouTube, câștig și de pe social media și de asta colecția mea de make-up arată în felul ăsta, pentru că atunci când eram în liceu, în facultate sau atunci când nu eram atât de bine plătită la job și aveam un salariu poate mai mic, nu îmi dădeam banii pe lucrurile astea, acum că îmi permit este chiar o bucurie pentru mine și sper să nu judecați lucrul ăsta și să nu vi se pară că poate m-am schimbat sau nu mai am produse, cu toate că am și produse de la Essence, o să vedeți, am și Miss Sporty, dar important este să înțelegeți că oamenii evoluează și așa cum evoluați și voi, evoluăm și noi, creatorii de conținut, și normal că evoluând în carieră și nu neapărat pe partea asta de content creation, ci în carieră, în general, și având mai mulți ani de experiență și așa mai departe, salariul crește și încep să-ți permiți lucruri pe care poate nu ți le permiteai odată, ceea ce este perfect normal. Nu înseamnă că nu mai îmi plac lucrurile din DM, nu înseamnă că nu mai îmi plac lucrurile din, nu știu, de la Essence, Catrice și așa mai departe, doar că mă îndrept mai mult către astea, în primul rând pentru că au o rezistență mai bună. Într-adevăr, poate și blush-ul ăsta arată la fel ca cel de la Shiglam, arată la fel ca ăsta, doar că rezistența, atunci când îl aplici, zic, doar că rezistența cu orele pe care le-ai purtat și așa mai departe, ăsta arată la fel și la final de zi, ca și cum arată atunci când l-ai aplicat, ăsta dispare sau îți distruge machiajul și nu mai arată deloc bine. Deci, din punct de vedere rezistență, atât pe ten cât și rezistența produsului propriu-zis, pentru că fiind extrem de pigmentate, durează mai mult produsele astea, merită. Ajungi cam la același raport calitate-preț, pentru că un preț mai mare într-un produs chiar se reflectă în calitatea lui și nu mai zic de ingrediente, pentru că nu putem fi siguri de ingredientele pe care le au produsele de la Shein, de exemplu, să nu mai zic de site-uri din astea fantomă cu dropshipping. Nu, încercați să nu vă luați de acolo și poate mai bine să mergeți la Essence sau Catrice să vă luați, că sunt mai sigure. Aveți mare grijă la ingredientele pe care le puneți pe tenul vostru, pentru că se absorb chimicalele și în piele, dar asta este o altă poveste. Bine, hai să continuăm. A fost o paranteză pe care am simțit nevoia să o fac, ca să nu pară că vine aici și mă laud. Este pur și simplu bucuria pe care o am și pe care simt nevoia să o împărtășesc cu voi, că în sfârșit îmi permit ce îmi doream de foarte mult timp și pentru mine asta chiar este un succes și sper să empatizați cu el și să nu pară că, nu știu, mă dau mare sau ceva sau că vine aici în fața voastră să epatez. Bun, avem ceva din drugstore care este concealerul meu preferat. Să știți că am încercat să-l înlocuiesc, doar că eu nu am foarte mari probleme cu cearcănele. Chiar îmi doresc doar o mică iluminare în zona cearcănelor, pentru că nu am cearcăne. Am și noroc pentru că nu am nici probleme cu cearcănele, nici probleme cu tenul în general. Nu prea am coșuri, am doar semnele astea pe frunte, care sunt semne lăsate de la varicelă și n-am ce să fac în privința lor. Nu am cum să le acopăr și nici nu știu dacă mi-aș dori să le acopăr, pentru că dacă puteam să-mi fac vreo intervenție, probabil o făceam până acum. Deci ăsta îmi acoperă foarte bine cearcănele, este foarte lightweight și îl mai folosesc câteodată în combinație cu produsul ăsta de la Benefit, Dulalaul, ce denumire interesantă are. Îl pun în zona ochilor, îl distribui cu mâinile și vin cu puțină pudră de la Huda și arată tenul flawless. Chiar asta am pe ten în momentul de față și mi se pare că arată super bine. Am aici încă un blush, primul meu blush de la Too Faced și singurul, pentru că asta este singura nuanță care îmi place. Arată superb acest blush, este într-un roz rece și packaging-ul este cel care m-a făcut să mă îndrăgostesc. Se numește Cloud Crush și este în nuanța Blush
nu, Candy Clouds. Candy Clouds este nuanța. Vedeți că îmi plac blushurile astea care au un roz rece. Cam asta este tema blushurilor mele. Asta mi se pare că mă avantajează și că îmi stă bine și tot înspre asta gravitez. De ce să-mi iau o nuanță de piersiciu dacă știu că nu mi se potrivește? Tot în ceea ce privește blush-uri și lansări noi, am și blush-ul ăsta de la Rare Beauty, de la Selena Gomez. Este în nuanța Happy și este blush-ul acela interesant care a nebunit tot internetul și care este și cu iluminator încorporat. Arată foarte bine, doar că păcatul produselor astea de la Rare Beauty, blush-urile și iluminatoarele, este că se sparg uitându-te la ele. Au un packaging extrem de fragil, nu știu exact formula lor, dar cert este că se sparg. Și eu am avut în concediu iluminatorul meu preferat, că de asta în croazieră am avut iluminatorul ăsta la mine, care este de la Rare Beauty în nuanța Exhilarate, și de asta mi-am luat blush-ul de la Dior pe care highlighterul de la Dior pe care vi l-am arătat mai devreme, pentru că ia uitați ce s-a întâmplat cu ăsta. S-a spart. Și s-a spart, v-am zis, uitându-mă la el, nu l-am scăpat pe jos, nu nimic. A fost în geantă atunci când am lăsat geanta la oamenii de la croazieră ca să ne-o aducă până la cameră, că nu aveam voie să intrăm cu gențile. Și când mi-au adus geanta și mi-am deschis trusa de make-up, care nu era, adică era destul de păzită, am găsit blush-ul așa. Blush-ul, iluminatorul, așa, deci este adevărat tot ce se spune pe internet, sunt super fragile, nu sunt de călătorit cu ele, pe ăsta nu l-aș mai lua niciodată în călătorie și pe ăsta un iluminator, că am tot zis blush, cred că e foarte enervant, un iluminator extrem de frumos, care are un glow superb, deci a fost iluminatorul meu preferat, doar că chiar m-a dezamăgit faza asta cu spartul, stați așa, hai că-l pun aici. Deci un iluminator superb, o nuanță extraordinară și dacă n-ar fi fost atât de fragil, cred că mi l-aș fi luat în toate nuanțele, pentru că îmi place cu adevărat. La fel ca și paleta de la Dior, este puțin peste paleta de la Dior glow-ul acestuia, doar că rezistența lui, faptul că se sparge atât de ușor, nu-mi place deloc și de aceea n-am mai recumpărat. Cu toate că s-ar putea să comit cu blush-ul, cu iluminatorul roz, dar mai vedem. Prețul acestuia este 150 de lei 1 și prețul ăstuia este 300 de lei 4. Deci, într-un fel, în minte, atunci când am fost nevoită să-mi achiziționez din nou un iluminator din ăsta așa, care oferă un glow din interior, m-am dus înspre ăsta pentru că am mai multe posibilități și mai multe combinații și practic 4 nuanțe pentru 300 de lei, pe când ăsta o singură nuanță este 150 de lei. Oricum, foarte frumoase și astea, păcatul lor este că se sparg foarte repede și dacă cumva le aveți și vreți să aveți grijă de ele, nu le luați în călătorii sau țineți-le în geantă. Tot de la Rare Beauty am blush-ul lichid în nuanța Bliss, tot așa un roz, dar puțin mai natural față de ce v-am arătat mai devreme și am două mini-uri din astea. Știți că a scos Rare Beauty recent aceste mini-uri și mi-am luat un blush în nuanța Happy și iluminatorul în nuanța Flaunt. Iluminatorul ăsta mi l-am luat așa pentru că m-am gândit că merge purtat pe post de fard, de ochi, și chiar merge foarte bine, arată. Ia uitați, super, super bine arată și după aceea le-am primit pe cele de la Maybelline și am cam uitat de ăsta, dar o să-l pun puțin mai sus pentru că arată foarte bine și ăsta, mai ales vara, folosit pe post de fard și este stompat așa pe toată pleoapa, arată super, super bine. Ok, era să cadă. Am de la Dr. Jart acest Cicaper, care este un fel de cremă tratament, care în tubuleț este verde. Odată aplicată pe față, se transformă în nuanța tenului vostru, doar că pentru mine, pe timpul verii, este prea deschisă. Deci dacă aveți tenul așa, o nuanță normală, cum este al meu, să știți că s-ar putea să vă fie prea deschisă pe perioada verii. De asta am lăsat-o și eu puțin în urmă. Pe perioada iernii este super, super faină. Am un iluminator stick de la Maybelline, care îmi place foarte mult. Se numește Face Studio Strobing Stick și arată foarte bine și foarte natural, doar că nu are atât de mult highlighter în el. Lucru care îmi displace acum că am văzut ce alte highlightere mai am în colecția mea și după ce s-au lansat și astea pe care vi le-am arătat mai devreme de la Maybelline, pe asta o să îl dau mai departe. Și mai am aici un blush de la Sephora care mi-a fost oferit cadou de ziua mea de la o colegă de muncă. Este în nuanța 17 Hey Jealousy.
este o nuanță frumoasă pentru toamnă-iarnă, din punctul meu de vedere. Pentru vară este puțin prea închisă, dar arată așa. Dar arată foarte frumos blașul ăsta și să știți că sunt mult mai accesibile blașurile de la Sephora și au o calitate super, super bună. Bun, mai am aici un elastic de păr și gata și cu coșulețul cu numărul 2. După ce o să ajungem la celelalte produse, să știți că nu o să vă mai vorbesc atât despre fiecare, doar că aici sus și în primul sertar de obicei sunt produsele pe care eu le foloseam cel mai des. Cred că ar fi cazul să mă și spăl pe mâini că sunt plină de highlighter, dar mai am aici două coșulețe să vi le arăt și după aceea o să merg să mă și spăl pe mâini. Am un burețel de la Real Techniques, care este singurul meu burețel și pe care îl păstrez. Să știți că aici nu o să intrăm foarte mult. Ce mai am diferit și ce nu ați văzut este pensula de la Rare Beauty pentru blush, pe care am tot folosit-o eu în niște make-up routine pe care le-am postat aici pe canalul meu de YouTube. Merge foarte bine atât pentru iluminatorul lichid, cât și pentru iluminatorul pudră. Este pensula mea favorită pentru blushul lichid și pentru blushul pudră. Este pensula mea favorită de blush și vreau să vă explic puțin și de ce. Pentru că are o mărime ideală pentru obrazul meu. Vedeți? Așa se testează o pensulă de blush. Pur și simplu trebuie să fii în magazin și să vezi și să iei pensula și să vezi dacă se potrivește mărimea ei pe pometele tău. De aceea sunt pensule de blush mai mici, pensule de blush mai mari, pentru că avem și noi pomeții mai mici sau mai mari și în funcție de asta trebuie să mergi în magazin și să vezi care pensulă se potrivește pe forma feței tale și în sensul ăsta să alegi. Pentru mine asta de la Rare Beauty se potrivește și pentru mine la fel. Eu nu prea conturez fața cu bronzer, zic, și după cum se observa foarte multe blushuri, blushurile mi se pare că arată mult mai bine pe mine decât conturul, așa că am mers pe o pensulă de blush. Dacă vouă vă place mai mult conturul, mergeți pe o pensulă de contur, dar așa se alege pensula de blush, asta este ceea ce știu să vă spun și informația pe care o posed și pe asta vă dau mai departe. Că mai sunt pensule de blush, stați să vedem, Expert Face Brush, uite asta. Da, pe asta o foloseam eu, Tapered Cheek Brush de la Real Techniques, care vedeți că este prea mică pentru pometele meu, că nu mă acoperă și în partea asta și asta o pot folosi poate doar când îmi pun puțin în partea asta, dar cea de la Rare Beauty este exact ceea ce trebuie. Bun, o să păstrez toate pensulele aici oricum și o să vreau să le pun și pe celelalte pe care le-am scos mai devreme, să le pun tot aici. Pentru că aici voi ține toate pensulele mele de față, pe care le folosesc des, pe care chiar le folosesc des, deci aici nu o să umblăm foarte mult. O să le spăl eu puțin mai încolo și mai am două produse pe care nu vi le-am arătat și pe care vreau să vi le arăt. Tot în primul sertar văd că era acest ruj pe care l-am achiziționat recent de la L'Oreal. Este Intense Volume Matte în nuanța 500 și este colecția Le Beige Freedom, dacă vă spune ceva. Nuanța acestui ruj este superbă și m-a cucerit de când am văzut-o. Este nuanța buzelor mele. Stați așa să mă și dau puțin. Arată foarte bine, îmi place foarte mult și este un ruj mat. Asta este diferența dintre el și toate rujurile pe care o să vi le arăt și pe care le am eu în colecție. Este un ruj mat și nu am mai avut niciun ruj mat până acum. Am văzut că este un hype, a fost de fapt un hype foarte mare pe internet cu rujurile astea. Am mers în DM și mi-am achiziționat și eu unul și chiar nu regret pentru că sunt super faine. Și ce mi-am achiziționat și încă n-am încercat, am găsit pe Skin Guru fondul de ten de la Tirtir, care știți că a înnebunit tot internetul și știți că multă lume spune că acest fond de ten este unul extraordinar de bun. Nu l-am testat, o să vă arăt exact cum se deschide, mi se pare foarte interesant și vreau să-l testăm într-un vlog viitor împreună. Apeși pe chestia asta de aici, se deschide în felul ăsta. Ai aici o oglindă și un burețel care e foarte interesant și foarte fain texturat. Pe oglindă este o protecție ca să nu se zgârie. Se deschide în felul ăsta și aici este produsul propriu zis, doar că v-am zis că nu l-am deschis până acum. Este un mister pentru mine, nuanța lui și textura lui, dar vreau neapărat să îl încercăm într-un vlog împreună și se spune că este foarte, foarte travel friendly și că se așează foarte bine pe ten. Este un produs din ăsta de
Mamă, ce sus era cadrul. Este un produs corean și eu am mare încredere în produsele de îngrijire, de skincare coreene. Este primul produs de make-up corean pe care îl încerc și vreau, v-am zis, să îl încercăm într-un vlog viitor împreună. Și aici am un coșuleț cu produse pe care, sinceră să fiu, nu le prea folosesc și de unde cred că o să facem mult declutter. În primul rând am primit o paletă de la Glittero, o paletă pe care am folosit-o de câteva ori, cu niște iluminatoare interesante, care rămâne cu mine în continuare. Ce mai am pe aici? Un spray fixator de la NYX, mat, care rămâne cu mine. Un Flawless Beauty Primer de la Pixi. Nici nu știu. Stați să văd ce textură are. Da, merge mai departe. Mi se pare prea deschis pentru tenul meu și pentru gusturile mele în momentul de față. Sigur, o să se bucure cineva din familie, prieteni de el. V-am zis că nu le arunc. Urăsc să arunc produse în general și mereu le dau părinților și surorilor iubitului meu, că mereu se bucură de ele. Am aici un produs care face pistrui de la Shiglem și văd că încă este bun și aș putea să-l folosesc mai des acum că îl văd, pentru că arată foarte bine pe ten. Mai am un bronzer de la Shiglem care este atât de ciudat la culoare. Deci eu n-am mai văzut așa ceva. Am zis că vreau să-mi iau un bronzer rece, dar un contur rece, de fapt, dar e prea rece. Nu-mi place, îl dau mai departe. Poate sunt eu de vină și el este fain, de fapt. Eu de vină în sensul în care nu sunt compatibilă. Nuanța tenului meu nu e compatibilă cu nuanța conturului. Am și un iluminator de la Shiglem pe care îl dau mai departe. Știți de ce? Pentru că îmi sparge baza de pe dedesubt, îmi sparge fondul de ten. Este pe bază uleioasă și fondurile mele de ten preferate sunt pe bază de apă și nu se înțeleg deloc bine produsele astea două puse pe față. Unul dintre blush-urile mele favorite de odinioară, acest Life is a Peach de la L'Oreal, este extrem de vechi, probabil expirat. Dar nu miroase rău și să știți că produsele pudră rezistă mai mult decât produsele lichide. Eu nici n-am o problemă cu produsele care expiră sau cu termenul de expirare al produselor. Da, șoc, părere controversată. Dar atunci când miroase rău, îl arunc și nu mă iau după termenul de valabilitate. Asta rămâne cu mine pentru că sunt mare fană blush-uri. Am o dezamăgire aici, BB cream-ul de la Misha. Nu mi-a plăcut deloc, mi se pare un BB cream foarte deschis la nuanță pentru mine, nu erau testere atunci când l-am achiziționat, așa că n-am știut exact ce nuanță mi-au. Mi se pare că are o acoperire foarte mare, nu arată natural și mă face să arăt așa ca o fantomiță. Deci o să-l dau mai departe la cineva care are poate un ten mai deschis, sigur ar funcționa. Am o chestie interesantă, Sheer Cheek Gel de la Pixi. Nici nu știu ce să fac cu ăsta, sinceră să fiu, că ăsta am impresia că imediat acuș se usucă și nu-l mai pot folosi. Poate aș putea să-l folosesc totuși pe... Așa se prezintă, pe buze poate ar fi o idee bună, dar mi se pare că nu face mare lucru, chiar dacă l-am primit într-un pachet de PR. Asta e părerea mea despre el, dar având în vedere că este un produs așa mai deosebit, mai interesant, o să îl las, rămâne cu mine. Am fondul de ten care... Odinioară obișnuia să mă nebunească până când, știți, v-am povestit istoria. Îl purtam în fiecare zi, îmi plăcea foarte mult, mi se părea că arată extrem de natural pe ten. Când îl aplicam arăta foarte bine și după aceea eu nu mă mai uitam la el. Și seara, odată m-am văzut filmând, nici nu mai știu exact când a fost, dar m-am văzut filmând și m-am uitat în oglindă și era tot bine, separat, despărțit, arăta cakey, arăta oribil, dar... Da, de atunci nu l-am mai folosit, dar tot aici rămâne pentru că, cine știe, poate vreodată o să am nevoie de un fond de ten și nu o să am pe ce pune mâna, așa că rămâne și dânsul cu mine. Am un corector de la Lux, merge, nu mai vreau să-l mai văd. Am aceste Born to Glow de la NYX, având în vedere că am multe iluminatoare și v-am arătat și mai devreme, astea două se duc mai departe. Am aici niște mostre de fond de ten care, sincer să fiu, nici nu mai știu de la ce sunt. Dar le dau mai departe, că doar îmi ocupă spațiu. Am o mică spatulă de pe Shein, le am pe astea și mi se par foarte utile pentru atunci când vrei să scoți fond de ten sau ceva de genul. Am aici niște mostre, am Clinique, Estée Lauder și YSL. Și o să iau și mostrele astea două de aici și o să le pun tot în colțul ăsta. Am fondul de ten cu cea mai mare acoperire din lume, de la Dermacol, îl am de ceva timp și nu știu exact
dacă mai este bun sau nu, pentru că, mamă, ce textură! Mamă! Ia uitați-vă și voi, ăsta e fond de ten dacă vrei să-ți acoperi tatuajele. Și mi se pare că are și un subton roz. Eu am un subton neutru spre galben și nu mi se potrivește. Nici nu știu cui s-ar potrivi fondul ăsta de ten, pentru că le știu și pe surorile iubitului meu și pe mami că nu le plac fondurile de ten cu atât de mare acoperire. Nu știu, sincer să fiu, ce fac cu ăsta. O să-l mai las pe aici să vedem. Și mai am aici de la The Balm un iluminator care se numește Bone Illuminizer și pe care o să îl dau mai departe, cred. Este, ba nu, este un auriu destul de frumos și ăsta cred că merge folosit pe post de fart. Ăsta rămâne cu mine. Stați totuși să scot de aici ca să pot să șterg recipientul ăsta. Și cam asta a fost cu primul sertar. Stați că vreau să și șterg recipientul și vreau să văd și cum organizăm, că vă ziceam că aș vrea să pun în față aici pe primele două, asta să fie sertarul cu machiajele mele de zi cu zi și nu știu exact cum să organizez, așa că cel mai bine cred că ar fi, acum că vi le-am arătat pe toate, să revin cu organizarea finală atunci când am o organizare finală și după aceea să trecem la sertarul cu numărul 2. Cred că așa facem cel mai bine. Deci, fără deci, cam așa arată sertarul momentan. Am pus aici în dreapta produsele de față pe care le folosesc mai tot timpul și către care îmi îndrept mâna cel mai des. Produsele de față, gen blush-uri și bronzere și iluminatoare, către care îmi îndrept mâna cel mai des și pe care le folosesc aproape în fiecare zi, că mai alternez între ele. Și acolo în spate avem pensulele de față și câteva pensule de ochi pe care la fel le folosesc des și pe care le caut mai tot timpul în tot dezastrul care se formează. Și pe lângă asta mai am aici o cutiuță cu produse de ten pe care nu le folosesc foarte des, care ar avea un loc perfect acolo în spate, dar pe care nu vreau să o pun în spate pentru că s-ar putea să găsesc ceva mai potrivit pentru a fi pus acolo, deoarece mai avem încă un sertar. Putem să-l calculăm pe ăsta ca fiind un sertar cu tot cu ăsta, deci mai avem un picuț de lucru. Aici ar fi următorul pas în care vreau să intru acum ca să văd exact ce mutăm în sertarul de sus, că aș vrea, v-am zis, aici să fie în sertarul de sus toate produsele pe care le folosesc în mod obișnuit și în rest să fie doar extras. Ok, deci haideți să vedem ce avem aici în sertarul cu numărul 2. Voi vedeți? Sper că vedeți. Și puțin mai de aproape. Așa. Bun, în primul rând am o paletă de farduri pe care am folosit-o în special pentru această nuanță de roz în ultima perioadă, doar că parcă n-am mai folosit-o atât de des, așa că o retrogradăm în sertarul cu palete. Am, bineînțeles, un burețel pe care trebuie să-l spăl, pe toți trebuie să-i spăl de altfel și văd că și paleta asta a rămas pe din afară, dar o să-i găsim noi un loc. Bun, am aici, aș vrea să văd dacă mai am un coșuleț din ăsta așa mare. S-ar putea ca aici la buze să găsesc un coșuleț mare, așa că vreau să mut toate produsele astea de buze într-un coșuleț separat ca să am un spațiu în plus, pentru că v-am zis că vreau să pun acolo în spate altceva. Bun, stați că trebuie și șters. O, Doamne, am crezut că sunt mai organizată. De asta am început să filmez partea asta. Dar văd că trebuie să mă organizez puțin mai bine, să-mi pregătesc toate cele înainte să dau rec. Bine, haideți să vedem ce punem ca să avem mereu la îndemână în sertarul de sus. În primul rând, ce am aici? Ce am aici și nu am pus sunt produsele de ochi, mascara de care v-am zis mai devreme, produsul de sprâncene și întorcătorul de gene. Pe astea vreau neapărat să le pun aici la îndemână. Am și acest mascara roz pe care la fel vreau să-l pun la îndemână pentru că îmi place foarte mult. Sky High de la Maybelline a fost în călătorie cu mine și este plin de iluminator ca toate celelalte machiaje pe care le-am luat în concediu de altfel. Mai am și acest mascara care cred că este terminat. Da, nu mai am ce să iau din el, dar a fost unul dintre mascara preferate ale mele, ăsta. Sky High este oricum mascaraul meu preferat, să știți că corect este... Că corect. Este mascara, pentru că Rimmel este brandul și nu se spune Rimmel, doar că Rimmel a fost primul care a consacrat mascara pe piață și de asta îi se spune Rimmel. Sky High-ul ăsta este gata, o să îl arunc și Sky High-ul ăsta, cred că, ba nu. Nu, ăsta în care. Vă dați seama cum încă mai iese produs aici pe pensulă și după cum îl vedeți în realitate, îl vedeți dacă este umed sau nu. Dar o să pun și acest mascara aici, atunci ăsta este gata.
Nu, și ăsta. Ok, am 5 mascara deschise, super. Și încerc să nu fac lucrurile astea, dar văd că tot se întâmplă. Ok. Bine, ce vreau să mai am la îndemână sunt aceste produse de la Benefit. Benetint și Gogotint, care îmi plac foarte mult. Benetintul este mai apos, Gogotintul este mai lichid și pe astea cred că o să le mut chiar aici, în partea asta de blush și iluminator. Uite că Benetintul are un loc perfect acolo și sper că și Gogotintul să încapă lângă el ca să arate cât de cât drăguț, pentru că și pe astea le folosesc des. Am ce mai am pe aici? Am acest produs de la Benefit. Brow, 24 Hour Brow Settler. Îl am în varianta mică și nu l-am mai folosit atât de des de când folosesc această carioca de la Maybelline, pentru că v-am zis, de pe Shein mă deranja foarte mult că nu rezista produsul, dar acum rezistă și nu mă mai deranjează atât de mult încât să folosesc produsul de la Benefit. Am un creion interesant, Col Cajal Waterproof de la Catrice, într-o nuanță de roz superbă. Ia uitați ce nuanță frumoasă de roz are. Îl folosesc pe linia apei din când în când, așa că îl punem aici la îndemână. Am o mascară de la Miss Sporty care nu-mi place că se cam transferă și o mascară de la Catrice care s-a uscat deja, deci o punem bye-bye. Ce mai am aici? Stați că iau în mână ca să mă uit mai bine. Am pensule care nu sunt locul lor aici, le punem mai în spate. Un creion de buze de la NYX. Creionul meu pe care îl folosesc de când am avut live-ul cu DM, l-a folosit make-up artistul DM pe mine și mi-a plăcut foarte mult și l-am achiziționat și eu. Este de la Cupio și este într-o nuanță așa de mov. Și denumirea nuanței este Vivid, foarte frumos, îl punem și pe el aici. Mai am un creion de buze de la Essence, care îmi place foarte mult. Mai am pensule de ochi, creionul ăsta de pe She Glam, pe care îl punem aici. Acest mascara pe care îl punem tot aici. Cam asta, că n-am mai folosit mare lucru în ultima perioadă. Mai am aici aceste două creioane de pe She Glam, sunt, unul este alb și unul este alb-alb și cred că pe cel alb-alb o să îl las la îndemână, pe cel alb cu SIDEF o să îl pun aici la păstrare. Și mai am un creion de pe She Glam, văd că îmi plac foarte mult. Este un fel de argintiu, dar momentan nu mă încântă, dar îl las aici la păstrare. Am un Jumbo Eye Pencil de la NYX, pe care îl pun aici și îl scot pe ăsta de la She Glam. Așa, și multe mascara. V-am zis că sunt nebunită de mascara în ultima perioadă, dar na, mai ales că fac și o combinație între ele, cred că de asta. Mai am tot în ceea ce privește ochii, mai am acest fard de la Kiko, pe care mi l-am luat din Italia, de când am fost în Genoa. Și ce vreau să mai pun sus aici este acest, este un fard de fapt, este de la Pupa și este un fel de iluminator pe care îl pot folosi și pe față și pe ochi, așa că o să îl pun aici și cam asta o să pun în partea aceea din față, că altceva nu cred că mai am depus în față, decât dacă aș vrea să pun un din ăsta mai crazy de ochi, așa, gen ăsta de la MUA, ca să-l mai port, că acum este vară și ar fi sezonul lor, dar nu știu exact dacă mai îmi plac anul ăsta, că de asta le-am lăsat așa puțin mai în spate. Nici nu le arunc, pentru că v-am zis că până nu miroase fardul urât, eu nu îl arunc, deci încă îl ținem aici pe lângă noi. Ok, cred că o să pun fardul ăsta, sau nu? Hai că-l pun, sau să am, iau unul mai natural, că parcă nu mă mai machiez atât de colorat lately. Asta e cu roz, am foarte multe farduri, o să-l iau pe stauriu. Am foarte multe farduri din astea de la MUA și îmi plac foarte mult, chiar rezistă foarte bine și au și niște nuanțe foarte frumoase, dar foarte crazy. Dar anyways, am luat unul în față și cred că asta o să fie aici în partea cu produse de ochi pe care le folosesc des. Cred că fondurile de ten le retrogradez în spate și pun aici în față produsele de ochi, pentru că la astea ajung oricum mai bine. Da, cred că așa rămâne. Și aș vrea să mai fac o selecție și prin pensule, ca să combin într-un fel pensulele de ochi pe care le folosesc cel mai des cu pensulele de față pe care le folosesc cel mai des și să fie un cubuleț din ăsta pentru pensule zilnice și atât. Burețelul nu-l folosesc des, pensula asta o folosesc super des, așa că nu,
Scot ce nu rămâne, da. Asta de la Glitter o folosesc des. Asta de la Naked, dintr-o paletă Naked la fel. Cea de la Rare Beauty despre care tocmai v-am vorbit. Asta pentru contur de la Real Techniques. O folosesc chiar super des. Asta mică este o pensulă de la Bailey cu care eu mă înțeleg foarte bine. Mai am o pensulă tot de la Bailey pe care o foloseam pentru blush, pe care nu o mai folosesc în ultimul timp. Pensula asta tot pentru blush, pe care iar nu o mai folosesc în ultimul timp. Am o pensulă pentru iluminator, iar rămâne acolo în spate. Tot o pensulă pentru iluminator de la Real Techniques, care îmi place însă. Tot o pensulă de la Bailey o pun în spate. Ce mai am aici? A, este o pensulă de pe Shiglam și este foarte potrivită pentru iluminator. Mai am un fel de pensulă de blending, așa, în colț pentru ochi. Nu știu că n-am prea folosit-o, o să o pun acolo. Am o pensulă din asta de pudră cu care trebuie să împingi foarte bine pudra în pomeți, numai că pentru asta folosesc bureței pe care vi-am arătat și pe care trebuie să-i spăl. Și mai am încă două pensule tot de la Bailey și asta foarte mare de la Real Techniques, pe care într-un fel am înlocuit-o cu asta, că îmi place mai mult. Deci dacă ar fi să aleg între astea două, asta îmi place mai mult, deci pe asta o punem aici. Ok, și cu astea fiind spuse, vreau să mă uit puțin și prin pensulele de ochi, că aici am pensulele de ochi și o să am super bine pensulele acum la un loc. Stați să le las pe astea din mână și să iau ce a căzut pe jos și să vedem ce pensule de ochi folosesc eu mai des. Am avut multe și în concediu cu mine. Mai am o pensulă de pe Shiglam, asta, o pensulă din asta mică de blending, o pensulă de aplicat fardul pe pleoapa inferioară. Și cred că cam atât, sinceră să fiu. Da. Da, cam atât. Restul rămân așa cum sunt aici. Bun, deci începem să punem pensulele astea. În primul rând aici, astea de ochi, că momentan știu că o folosesc doar pe asta, care are două capete și mi este foarte practică. Așa că le pun oricum aici alandala pe toate, că fiind pensulele pe care le folosesc eu cel mai des, o să le găsesc cu ușurință oricum ar fi. Pun și mini spatula asta și aici o să vină și câțiva bureței după ce o să-i spăl. Da, nu-i pun aici, că dacă îi pun aici, iar nu-i spăl. Burețelul ăsta nu le-am prea folosit, așa că îl pun aici în spate. O forfecuță, mai îmi trebuie din când în când pentru sprâncene. Aici sunt niște chestii din astea, așa, ce mai am pe aici? Haideți că ne apucăm de declutter serios în colțul ăsta, dar cam asta este momentan la capitolul pensule. Și aici îmi sunt toate pensulele pe care le folosesc în mod zilnic și le punem aici pe toate. Produsele de ten, bun, și oare, nu știu cum ar fi mai înțelept din partea mea, cred că să mut produsele de ten mai repede decât produsele de ochi, că ia uitați ce greu scot. Da, chiar le scot greu de aici. O, Doamne, am stricat tot organizarea. Le scot greu de acolo din spate și cred că ar trebui să fie puțin mai în față. Nu mai știu cum era asta, cred că așa. Asta așa și mostrele astea de la Sephora, micuțe, așa. Vreau să le termin și să-mi fac așa o părere despre produse totuși, cu toate că am o părere mică formată despre ele, dar da. Haideți că arată foarte bine, mult mai bine cu produsele de față în față, pentru că astea oricum le văd foarte ușor aici, fiind puțin mai lunguiețe. Ok, bun, așa rămâne. Next, să vedem ce avem aici și la ce putem renunța din partea asta, pentru că o să renunțăm la câteva chestii din partea asta. Cred, sinceră să fiu, că aș putea să combin aceste două recipiente pentru pensule, ca să salvez spațiu și să dăm ăsta la o parte, să punem ăsta cu pensule aici. Bun, haideți să vedem dacă mai putem renunța la o chestie din asta mică. Am aici un eyeliner, că n-am mai folosit de o căruță de timp, un eyeliner de la Essence, îl dăm mai departe, ăsta de la Miss Sporty, sincer, la câte mascara am deschise, îl dăm mai departe și pe ăsta, creioanele astea de pe Shiglam rămân, creionul de pe Shiglam rămâne și am niște eyeliner de la NYX, care rămân și ele, și un fel de glitter interesant pentru pleoapă, care rămâne și el. Ok, aici avem, nici nu intru în astea, că avem fardurile astea pastilă micuțe de la toate brandurile pe care vi le puteți imagina, de la Pupa, de la Cupio, de la Kiko. Aici s-ar putea să intrăm și să facem ravagii. Am un mascara de la Glittero, nu mai am nevoie de mascara, mai am un produs din ăsta de la Pixi, o să-l punem aici lângă celălalt.
Mai am tot un produs de la Pixi pe care îl dau mai departe. Am două eyelinere de la NYX Vivid Brights, care sper că nu s-au uscat, pentru că acest albastru îmi place foarte mult și o să-l pun aici la produse pe care le folosesc mai des. Ca să-l folosesc mai des, mi se pare super interesant. Ăsta galben îl pun aici. Un creion negru Lash Line Ink. A, nu. A, este un eyeliner. Ok. Îl păstrăm pe ăsta, acest fard de la Pixi îl dăm mai departe, acest fard lichid de la NYX. Cam piersiciu pentru gusturile mele, da. Haideți că îl păstrăm pe ăsta, am o slăbiciune pentru fardurile lichide, mi se par foarte ușor de aplicat și de asta tot îmi vine să le păstrez. Am un eyeliner roz, îl dau mai departe pe ăsta, la fel de la Pixi am un fard lichid, stați să văd exact ce nuanță are, că s-a cam și uscat între timp. Asta e că, na, îmi trimit, primești pachete de PR, doar că nu toate produsele ți se folosesc și ți se potrivește și le folosești și vrei să le încerci și odată încercate nu le mai poți oferi cadou gen comunității. Deci, na, e un picuț mai complicat, dar facem să fie bine. Am un fard de la Jeffree Star, că eu v-aș da multe produse în dar, doar că v-am zis, sunt și eu curioasă de ele atunci când le primesc și după ce le primesc realizez că nu mi se potrivesc și nu vi le mai pot oferi, exact ce am zis mai devreme, deci, na, asta e într-un fel background-ul și asta e într-un fel nașpa la produsele de make-up pe care le primești în pachete de PR, că dacă ești curios să le încerci, rămâi cu ele încercate și poate nu ți se potrivesc neapărat. Bun, am mai găsit aici câteva farduri. Ăsta auriu care rămâne. Și mai am un glitter de la NYX, care este glitter din ăsta pudră, care rămâne și el. Vreau să încap aici. Așa, și ascuțitoarea asta este pentru vai, bine că n-am scăpat-o pe jos. Este pentru creioanele de buze. O să pun și pe ea aici în spate să fie mai la îndemână, că folosesc mai mereu. Ok, și mai am un, ce e ăsta? Black eyeliner de la Glittero. Rămâne și el foarte mic și foarte travel friendly. Este ăsta, doar că nu mai fac eu codițe de eyeliner în ultima perioadă. Și uitați că am eliberat două din astea. Și haideți să vedem ce se mai află aici. Aici este cutiuța cu de toate. Am o rolă din asta care îți absorbe sebumul, interesantă, dar n-am prea folosit-o. Am, ce mai am pe aici? Aici, sinceră să fiu, chiar nu cred că o să intru, că sunt mai mult chestii din astea, nu știu ce asta. Sunt mai mult pensulițe, tot felul de, cred că vedeți și voi de astea, glitter și alte minuni, charmuri, etc. Deci nu mai intrăm aici, dar ar fi super dacă s-ar putea pune asta cumva. Așa, da, nu prea se poate, dar, well, o să o pun în felul ăsta și atunci o să arate mai ok sau așa. Încerc să le organizez un picuț să arate cât de cât uman aici, chiar dacă sunt super multe și nu încap așa cum mi-aș dori. Facem noi să încapă, ia uite, hai că așa arată bine. Ok, și dacă am eliberat atâta spațiu, îmi încap aici în spate și produsele astea, pe care vi le-am arătat mai devreme, că nu le folosesc mereu și vreau să le pun puțin mai în spate. Și avem așa aici în față și pensulele pe care o să le pun aici și pe lângă cred că o să pun bureței ăștia pe care nu-i folosesc atât de mult. Ok, hai că sunt mulțumită. Cam așa arată sertarul cu numărul 2. O să vă arăt la final cum se prezintă. Aceasta este sertarul care are palete de farduri, nu mai vedeți nimic. Asta e sertarul care are palete de farduri și niște produse din astea de... uite, asta era nuanța. 259 Ash Brown era nuanța creionului care îmi place mie mult. Mai am încă două nuanțe, unul pe Black Brown și unul pe Soft Brown. Cred că o să le scot din ambalajul ăsta ca să nu mai ocupe atât de mult spațiu și o să le pun aici, la machiaje pe care nu le folosesc des, pentru că, uitați ce bine arată noi, încă nu m-am atins de ele, nu le-am folosit încă, dar nici nu... Ba, cred că le-am folosit de câteva ori, că am vrut să încerc nuanța. Mă rog, nici nu mai știu exact. Bun,
Paleta asta rămâne prima și de aici de la palete nu o să facem declutter încă, pentru că, sinceră să fiu, vreau să aștept pe mami sau pe sora. Oh, uite ce drăguță e paleta asta cu blush-uri. Să aștept pe mami sau pe sora iubitului meu să își aleagă ce vrea de aici, nu le scot momentan. Și aici avem produsele de buze și o cutie de la Dior Backstage. Ah, produsele de buze. Haideți să vedem la ce putem renunța de aici și mai putem adăuga și un chenar din ăsta mic, doar unul din ăsta mic, mai putem, stați că a rămas paleta asta pe din afară, unde să mai pun și pe dânsa, aici în spate, cred că ar intra perfect, da, super, arată bine, ok, bun, vreau să pun aici în coșulețul ăsta mic toate lip plumperele pe care le am, pentru că am primit de la Maybelline toate nuanțele astea de lip plump, doar că unele au nuanțe de toamnă. Așa că nu le folosesc acum pentru că sunt așa mai tomnatice, după cum vă ziceam, și am multe din astea. Păcatul lor este că nu încap în picioare, ar fi fost super să încap în picioare. Sau încap? Nu încap nici aici în picioare. Ok! Atunci știți cum facem? Punem aici produsele astea la alte. Eu le tot schimb. La produse de buze cred că ar trebui să facem un clip dedicat, sinceră să fiu, pentru toate produsele de buze, pentru că am atât de multe, sunt și pasiunea mea, produsele de buze, și mă despart foarte greu de produsele mele de buze, așa că mi-e greu să renunț la ele și îmi plac toate și să știți că pare ciudat, dar chiar le folosesc pe toate. Doar că le mai schimb cu ce am în dormitor. O să mergem oricum, o să vă aduc și ăsta îl arunc. Ăsta de la She Glam este un tint similar cu Benetintul, dar mi se pare că miroase alcool foarte tare și nu l-am prea folosit. În schimb, pe toate le-am folosit și le tot schimb în funcție de anotimp, că v-am zis, nu port roșu închis sau burgundiu, de exemplu, în sezonul cald. Și de asta unele produse sunt aici. Dar o să fie schimbate în curând, cum se schimbă sezonul. Așa că vreau să le așez cât de cât drăguț aici. Nu știu cum să le pun, sinceră să fiu. Cred că așa poate ar fi cel mai bine. Da, 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 că așa încap toate și numai bine încap și creioanele astea de buze extra aici lângă. Și ăsta de la Too Faced lângă. Ok, deci cam așa arată setarul cu produse de buze. V-am zis, am super multe produse de buze și ar merita un clip separat făcut. Dacă vă interesează asta, colecție cu produsele mele de buze, lăsați-mi în comentarii și poate facem un astfel de clip. Și cam asta este ceea ce am avut de organizat în sertare. Acum mai am de organizat puțin câteva produse de buze, după cum vă ziceam, că eu le am dincolo, în dormitor, produsele de buze pe care le folosesc așa mai tot timpul. Am aceste creioane de buze pe care nu știu unde să le pun, dar cred că o să le pun aici cu pensulele, sinceră să fiu, că sunt tot un fel de pensule, nu? Sunt pentru a contura buzele. Vreau să văd totuși și ce creioane mai am aici, de le-am luat în mână mai devreme, să văd dacă pot să mut ceva în partea de sus. Am de la Miss Sporty, să știți că la creioane nu am branduri foarte fancy, am de la Essence, unul roz, Essence din nou, NYX, încă un Essence, Soft Lip Pencil. Sunt și niște nuanțe care, v-am zis, sunt poate mai potrivite pentru toamnă, de asta sunt în partea asta și unele creioane de la Essence sunt foarte, foarte dure, din punctul meu de vedere, super abrazive, așa că, na, le-am cam dat la o parte, sinceră să fiu, din motivul ăsta, dar nici nu îmi vine să le arunc, sunt super greu de desenat cu ele, dar na, rezistă foarte bine, dar nu mutăm niciun creion în partea de sus, rămânem așa cum suntem în colțul acela. Mă duc, uite că am și rămas cu un din ăsta gol. Mă duc să aduc produsele de buze de dincolo și revin să facem un mic declutter și acolo sau să vă duc pe voi în dormitor și după aceea să venim aici să vedem exact cu ce am rămas și cum arată, cred că așa e cel mai bine. Bine ați venit în garderobă slash dormitor, unde am eu produsele de buze, pentru că mi se pare, sinceră să fiu, că produsele de buze sunt un accesoriu. Produsele de buze sunt și favoritele mele dintre toate produsele de machiaj, așa că am ales să le aduc aici în dormitor, într-un astfel de suport,
pe care l-am din Sensei sau din Jumbo, nu știu exact, este un suport așa acrilic și aici am majoritatea produselor de buze pe care eu le folosesc în mod normal și un creion care s-a rătăcit pe aici. În ăsta nu prea am ce declutter să fac, cu toate că aș vrea poate să le organizez puțin mai bine și să vi le prezint în același timp, pentru că v-am zis, fiind produsele mele de buze favorite, vi le recomand mai departe și sunt super, super mulțumită de ele. Chiar aș vrea poate să scot unele. Haideți că vedem cum facem. În primul rând avem de la Tarte Maracuja Juicy Lip. Am două. Unul este într-o nuanță foarte frumoasă de peach. Se numește Peach Shimmer Glass. Arată foarte bine pe buze. Nu vedeți nimic, dar credeți-mă pe cuvânt că arată super bine pe buze. Deci ăsta este cu sclipici și ăsta este fără sclipici în nuanța Cherry Blossom. Se și vede diferența de nuanțe și ăsta este super, super juicy. Arată foarte bine și este într-o nuanță extrem de plăcută de roz. Astea două rămân ambele aici, așa cum sunt. Așa, cred că acum vedeți exclusiv produsele de buze. Am aceste două de la Kiko. Știți că mi le-am cumpărat când am fost în concediu, îmi plac foarte mult și le-am pus aici la loc de cinste, la fel și produsul ăsta de la Elf, pentru care aproape am pierdut trenul spre cazare, este tot din Italia cumpărat și este un lip oil într-o nuanță foarte frumoasă și hidratează foarte bine, este o nuanță așa de ciocolatiu, super drăguță și pe buze arată extrem de bine, mai ales combinat cu un lip liner. Pe următorul rând avem de la Rare Beauty, tot de la Selena, un fel de tint de buze, e foarte frumos, este lip oil, așa se targetează, se marketează, dar nu, dacă vreți un lip oil, nu este un lip oil, este mai mult un lip tint. Îmi place foarte mult cum arată, se spune că este tinted lip oil, doar că nu are textură de ulei și nu hidratează, dar lucrul ăsta nu mă face să-mi placă mai puțin. Am de la NYX un fat lip oil într-o nuanță așa de roz, am produsul meu preferat de la Sephora, care este glossul în nuanța de limbuța iepurașului. Dacă vă amintiți, a fost o nebunie pe internet cu glossul ăsta și l-am luat și eu și îmi place foarte mult. Chiar l-am folosit super mult, este aproape de jumătate terminat. Am de la Huda Beauty ceva ce n-am mai folosit în ultima perioadă și văd că s-a separat puțin, dar nu-i problemă că e recent achiziționat. Este un fel de gloss într-o nuanță foarte frumoasă de roz. Acum vedeți toate nuanțele și vedeți ăsta de la Rare Beauty ce s-a închis la culoare, deci aveți grijă să-l vă luați o nuanță mai deschisă dacă vă doriți ceva puțin mai deschis. Bun, următorul rând avem două din astea de la Maybelline, lip plumpere de la Maybelline, acestea sunt nuanțele, sper să vedeți voi, să rămână fugosul aici. Așa, aceste două produse de buze îmi plac foarte mult și dacă vă doriți un lip plumper, chiar vi le recomand pe astea. Sunt mult mai bune decât ce găsiți la Too Faced, de exemplu. Am un lip oil de la Clarins. Așa, un lip oil de la Clarins care este în nuanța 03 Cherry. Și l-am luat pentru că se spunea că hidratează foarte bine și sinceră să fiu, eu nu prea văd hidratarea foarte bună din acest produs. Nuanța este frumoasă, o să-l port, este o nuanță mai tomnatică totuși, dar o să-l port, mi se pare interesant, dar totuși nu este favoritul meu. Am tot lip plumper de la NYX din perioada aceea în care era nebunia cu toate lip plumperele. Am Duck Plump în nuanța 02 Banging Bear. Este unul dintre produsele mele preferate nude de buze. Arată cam așa la nuanță. Ăsta este de aici și mi se pare că arată super bine pe buze și chiar are un efect de plump. Dacă vă doriți ceva care să nu aibă atât de mult pigment, astea de la Maybelline, dar dacă vă doriți ceva mai pigmentat, cele de la NYX sunt mai potrivite pentru voi. În spate am tot niște glossuri de la Maybelline care sunt super folosite. Am nuanța 24 Bubblegum, nuanța 008 Stone și nuanța 002 Ice. Da, 002 Ice, acestea sunt nuanțele, astea sunt glossurile mele preferate, sinceră să fiu. Le cumpăr și recumpăr de foarte mult timp și sunt, v-am zis, printre preferatele mele. Mai am tot de la Maybelline un vinyl ink,
singurul vinil ink pe care îl am în nuanța 95 Captivated. Să știți că pe internet poate pare puțin cam deschisă, dar în realitate nu este deschisă, este chiar o nuanță destul de închisă și opa, arată foarte bine și rezistă mult pe buze, doar că formula, sinceră să fiu, nu este favorita mea. Am produsul ăsta de la MAC, cu care am dat eu un picuț kicks și cred că am dat kicks pentru că l-am luat portocaliu, că dacă l-aș fi luat o nuanță mai frumoasă, cred că ar fi fost mai drăguț, dar a fost super overpriced și nu-mi place nuanța, nu renunț la el doar pentru că a fost unul dintre produse, primele produse din astea mai high-end cumpărate. Și asta a fost cu partea asta. Mai am aici astea pe care vi le-am arătat mai devreme. Am să vă fac o recomandare, 100% dacă vă doriți un ulei de buze, uitați-vă înspre uleiurile astea de buze de la Fenty Beauty, al meu este pe gata, trebuie să mi-l recumpăr, l-am în varianta asta cu cireșe și este un, nici nu vreau să vă fac swatch pentru că este atât de prețios produsul ăsta încât nu vreau să îl irosesc pe swatch. Mi s-a terminat bateria, dar vă ziceam despre acest ulei de buze că este prea prețios să îl irosesc pe un swatch, se numește Cherry Treat nuanța și este cel mai bun lip oil pe care eu l-am încercat vreodată, este produsul meu favorit. Hidratează, strălucește foarte frumos și rezistă pe buze, în ciuda faptului că este un lip oil, e superb, o să mi-l recumpăr, aștept numai să se termine produsul ăsta. Tot de la Fenty am un niște gloss bomb stick, cred că se numește, este unul dintre produsele noi apărute de la Fenty Beauty și eu mi l-am luat în nuanța 02 Hibiscus, nu, 05 Hibiscus, pardon. În felul ăsta vine și are o nuanță superbă de roz, dar un roz extrem de natural și are un glow foarte frumos pe buze, unul la mână, doi la mână dacă aveți ochii verzui sau verzi, se potrivește foarte bine cu ochii verzi, îi scoate în evidență foarte mult, fiind o nuanță așa de roz, fucsia, foarte natural arată pe buze, foarte ușor de purtat, nu se întinde. Mai ales dacă nu sunteți date cu un lip liner, recomand foarte mult aceste Gloss Bomb Sticks. Pe buze arată mult mai bine decât arată acum pe mână și eu v-am zis că l-am în nuanța 02 Hibiscus. Bun, aici mi-am de la Benefit, că tot în pachetul de PR de care v-am menționat, am primit un blush tint și un blush tint sau moisturizing matte lip tint. Ăsta este mat și ăsta este strălucitor. Tinturile astea de buze, cel mat are o nuanță de maro foarte frumoasă și cel strălucitor are o nuanță de roz. Așa arată ele, puse una lângă alta, nici nu știu cum să vă mai arăt. Așa, foarte mult îmi plac ambele, mi se par niște produse extrem de potrivite pentru vară și sunt super bucuroasă că le-am primit. Am de la Gizu acest lip oil în aroma aceea cu watermelon. Eu mai am și lip oil-ul original de la Gizu, pe care l-am primit de ziua mea de la colega mea de muncă, doar că acela este în geanta de sală. Mai am și chestii prin genți, dar nu mai stau să le aduc acum. Am de la Too Faced acest lip oil, la fel, super prețios, încerc să nu vă arăt foarte mult prin swatch, dar este un lip oil foarte frumos, care are niște reflexii de roz extraordinar de drăguțe, îmi place mult de tot, cu toate că a primit destul de mult hate în online, pentru că este un packaging din plastic, mie încă îmi place și mi se pare că arată foarte, foarte bine pe buze, mie îmi plac oricum glossurile astea cu sclipici. Am de la Fenty Beauty un gloss pe care l-am vânat foarte mult, este în nuanța Fuchsia Flex și este una dintre cele mai populare nuanțe de la acest gloss de la Fenty Beauty. Este într-adevăr o nuanță de toamnă, de asta nici nu am folosit-o, dar vreau să vă arăt cât este de frumos. Este tot o nuanță așa de fucsia și în realitate, dacă ar fi să o vedeți, stați că vreau să mă și dau puțin pe buze. Na, acum am făcut oricum o grămadă de combinații aici pe buze, nu se mai înțelege nimic, dar arată foarte bine, strălucește foarte frumos și are super multe reflexii. E un gloss extraordinar, îmi place mult. Mai am aici un Catrice, Shine Bomb, un NYX într-o nuanță foarte închisă de roșu, care îmi place foarte mult și mi se pare extrem de faină de purtat chiar și vara, într-o ținută așa mai deosebită. Am tot de la Catrice, două aici în spate, NYX Butter Gloss, NYX Butter Gloss în spate. Ăsta de la Essence, care îmi place foarte mult, este un ruj extrem de nude și extrem de
ușor de purtat, care are o nuanță extrem de plăcută și hidratează bine buzele. Mai am de la Kiko, cumpărat recent, un fel de ruj similar cu cel de la L'Oreal, doar că ăsta este într-o nuanță puțin mai închisă. Sinceră să fiu, ăsta cred că este mai potrivit pentru toamnă, așa că cred că o să-l iau și să-l pun la păstrare pentru toamnă, că oricum nici nu stă prea bine în fund. De la Summer Fridays am uleiul lor de buze, care mi se pare un ulei de buze super fain, doar că parcă tot mai frumos este ăsta, pe care vi l-am arătat mai devreme, în tubuleț, mai mult decât ăsta în varianta asta cu aplicator. Am o mască de buze de la Laneige pe care nici nu am deschis-o pentru că este într-o nuanță din asta de ciocolată, care cred că este foarte potrivită pentru sezonul rece. Și aici în spate am ceva de la Pixi, un gloss foarte drăguț și așa puțin mai deschis la culoare. Am de la NYX un stick click din asta, într-o nuanță de roz, foarte simpatic, un roz chiar Barbie, pe care cred că o să-l pun puțin mai în față pentru că îmi place mult și aș vrea să-l folosesc puțin mai des, deci pe ăsta o să-l mut. Tot de la NYX am un This is Juice gloss. Mi l-am luat, am avut o fază cu portocaliul și nu înțeleg de ce mi-am luat produse portocalii, că și ăsta pare portocaliu și de asta nu-l port. Poate un roz sau un nude ar fi fost mult, mult mai drăguț, dar na, mintea românului de pe urmă. Am și eu chestia asta care a fost virală, Juicy Bomb-ul ăsta de la Essence cu ananas. Mie îmi plac foarte mult Juicy Bomb-urile, am multe în colecție și când l-am văzut pe ăsta cu ananas și așa cu reflexii de auriu, am zis că trebuie să fie în colecție, așa că l-am luat. Și că tot veni vorba de reflexii de auriu, mai am un gloss de la Sephora, alb, așa cu reflexii aurii, pe care eu îl văd, nu știu unde să vi-l mai arăt aici, pe care eu îl văd foarte potrivit pentru sezonul de iarnă, dar pe care îl păstrez aici, că mi se pare super simpatic, ca și topper peste un ruj, poate. Și vreau să pun la loc acum chestiile, că cam asta este tot ce am avut să vă arăt pe aici. Nici nu știu cum să le mai pun, sinceră să fiu. Aș vrea să mut poate astea puțin mai în spate, să fac și o mică reorganizare, să mut produsele astea aici, că aș vrea să pun ăsta de la Fenty. Dar nu-mi încape foarte bine. Nici nu știu cum să fac, de-aia uitați ce bine arată alea așa. Ăsta n-are rost să-l pun, că toată ziua sunt cu mâna pe el oricum. Da, astea nu încap, ok. Deci trebuie să le pun eu altfel. Nici ăsta nu încape. De aia nu erau ele acolo. Încap cele de la Benefit, în schimb. Arată și drăguț acolo. Pot să pun și rujul ăsta de la L'Oreal acolo, așa. Aici, peste la Neige, o să vină ăsta. A, și cred, poate încape și ăsta aici lângă. Nu încape, că e foarte grăsuț făcut. Așa, ce să mai schimbăm? Bun, să punem aici astea două. Și cel de la Elf lângă, sau cel de la Elf puțin mai în spate aici, că este cam maroniu, v-am zis, pentru perioada asta. Și la fel și ăsta, este puțin cam maroniu pentru perioada asta, așa că o să-l scot și o să pun altceva aici în loc. Și ăsta este, stați că nu vi l-am arătat pe ăsta, din The Mel l-am luat, este un Shine Bomb de la Catrice și este extraordinar de frumos. Ia stați să vă arăt. Ia uitați-vă ce ruj, uitați-vă Cornel, superb rujul ăsta, zici că te dai cu lac pe buze în cel mai bun sens, doar că roșu fiind mi se pare mai potrivit, sinceră să fiu, pentru toamnă, așa că cred că o să-l dau puțin la o parte și atunci nu mai bine, cred că aș avea loc de mai multe chestii aici în spate și pe ăsta, am zis că stai să văd exact, ia uitați-vă ce-i pe mâna mea. Să vedem și ăsta ce nuanță are. Da, este tot un ciocolatiu, așa, care merge mult mai bine în sezonul rece. Deci cred că o să-l dau și pe ăsta puțin la o parte până-i vine timpul. Și atunci facem în felul următor. Punem aici ăsta de la Fenty. Așa. Cel de la Elf. Cel de la Laneige. Fenty Beauty aici în față. Ăsta aici. Cel de la Too Faced aici, ghizul în partea asta, ăsta cred că încape perfect aici și Summer Fridays e băiat bun și încape peste tot că e foarte skinny. Și cam asta ar fi atunci reorganizarea, cam așa arată produsele, cu toate că mi-ar plăcea ăsta să fie puțin mai în spate, că el e foarte înalt. Mare să-l pun aici,
Așa? Nu prea arată bine. Oricum, ăsta e cu mine peste tot și mereu. Așa că nici nu prea contează, sinceră, să fiu unde îl pun. Cred că merge și așa dacă e să fac o mutare în felul ăsta, că arată bine oricum. Stați să văd că poate asta în cap e și aici în spate, mai așa, și atunci să se vadă astea două mai drăguțe aici în față. Bun, pe cam asta ar fi și la buze, cam acestea sunt modificările pe care le-am făcut și acestea sunt cele trei produse pe care le-am scos de aici momentan. Că nu în cap nicăieri. Ne-am scos de aici, dar doar momentan, pentru că sunt niște nuanțe cam de sezon rece. Dar o să revin la ele, bineînțeles, când o să se facă puțin mai cald afară. Mutăm acum înapoi suportul ăsta și am terminat și cu reorganizarea produselor de buze. Haideți că merg să vă arăt exact ce modificări am făcut și rezultatul final la reorganizarea și declutterul de make-up. Ia uitați câte chestii am pe mână. S-a trezit între timp și pisicuț. Mira? De ce nu te-ai trezit cât trebuia să mă ajuți să organizez machiajele? Bine, dragilor, haideți să vă arăt rezultatul final al mini declutterului pe care tocmai l-am finalizat fără ajutorul pisicii mele. În primul rând, așa arată primul sertar. În spate, acolo avem pensule, atât de față cât și de ochi, pe care eu le folosesc zilnic. Oricum, ăsta este sertarul cu produse pe care eu le folosesc zilnic. După aceea, avem aici în spate produsele pentru ochi, gen mascara, câteva eyeliner, întorcătorul de gene, creion de sprâncene. Să știți că m-am spălat cât s-a putut de bine pe mână, doar că atât am reușit momentan. Și acolo în spate mai avem câteva farduri. Aici, în partea stângă, mă arăt că are Mira capul aici. În partea stângă avem produsele de obraz pe care eu le folosesc cel mai des. Să știți că unele dintre produsele de obraz, cum ar fi blushurile și iluminatoarele, le folosesc și pe post de fard de ochi. De aceea nu vedeți farduri de ochi aici în produsele astea de zi cu zi, pentru că mă folosesc de blush și pe post de fard de ochi sau de bronzer și pe post de contur de ochi sau mai fac tot felul de artificii din astea. Avem astea de la Benefit, avem în spate Dior, Fenty, NYX, Huda, Too Faced, Pixies, Rare Beauty din nou, Benefit. Foarte multe branduri care mie îmi sunt super dragi și pe care de-abia așteptam să le am în colecție, după cum povesteam și mai înainte. Ăsta cred că e cu spatele la noi sau era cu fața, nici nu știu, că vreau să fie și așezate drăguț. Bun, aici în partea din dreapta avem produsele de față pe care le folosesc eu cel mai des în fiecare zi și în spate niște mostre. Avem Fenty Beauty, singurul meu fond de ten din momentul de față și fondul de ten pe care eu îl ador cel mai mult. Am aici niște mostre mici din Sephora cu fonduri de ten pe care le testez, dar sincer să fiu, nu mă impresionează la fel de mult ca acesta. Pudra mea de la Huda în nuanța Peach Pie, cea mai bună pudră de pe piață, își merită toți banii. Avem aici un produs de la Benefit pentru față, un fel de fond de ten, dar este mai mult un skin perfector. Acolo în spate, de fapt de desubt, avem tot de la Maybelline, ceva similar cu ce v-am arătat. Ăsta de făcut pistrui de pe Shiglam, Age Eraser corector de la Maybelline și aici în față avem fondul de ten de la Tirtir pe care vreau să-l încercăm curând împreună. Următorul sertar conține produse și de față și de ochi pe care nu le folosesc atât de des. Aici în față avem tot felul de stoc pentru creioanele de sprâncene, din astea de farduri puțin mai deosebite, la fel și aici farduri deosebite și aici avem pensule de față și sus și de ochi jos, pe care nu le folosesc atât de des. Acolo în spate avem tot felul de pensulițe și accesorii pentru make-up, aici avem produse de față pe care nu le folosesc atât de des. Asta mi-a plăcut foarte mult, doar că vă ziceam că nu mi se mai potrivește nuanța și așa mai departe. În spate avem niște blush-uri lichide, adică cremă, care n-au mai încăput aici, că v-am zis că eu folosesc mult roz în ceea ce privește blush-urile. Și cam asta avem în sertarul ăsta. În sertarul cu numărul 3, adică la palete, nu s-au întâmplat schimbări majore, deci nici nu prea am ce să vă arăt, am rămas cu aceleași chestii. Și aici la buze, în ultimul sertar,
am renunțat la un coșuleț din ăla mare și am pus un coșuleț din acesta mai mic, din simplu fapt că nu mai am încă un coșuleț mare, că poate ar fi arătat mai bine cu un astfel de coș, dar aici avem lip plumpere și în partea din față, practic, avem produse de buze care sunt mai de toamnă, nu chiar atât de vară, și câteva care nu au mai, n-au mai încăput, pur și simplu, în produsele de buze pe care le am în dormitor. Și dacă cumva ați sărit și vă uitați doar la partea asta de recapitulare, așa arată și produsele de buze pe care le am eu în dormitor, pentru că tratez produsele de buze ca și niște accesorii, așa că le am aici în dressing, mi se pare că arată și foarte drăguț. Asta este noua reorganizare pe care am făcut-o, am aici de la Tarte până la Essence, Maybelline, Kiko, Benefit, Fenty Beauty, Gizu, tot felul de branduri. Vi le-am prezentat mai devreme și le-am și organizat împreună, dar voiam așa să vă dau update-ul și asupra lor, dacă cumva vă uitați numai la rezultatul final. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, acestea sunt și produsele la care am renunțat, dar țineți cont că aici sunt și multe cutii goale și tot felul de ambalaje de la produse care mi se rătăciseră prin colecție. Deci, practic, acestea sunt produsele la care renunț. Destule. Și de-abia aștept să le împart la prieteni, cunoștințe și familie, bineînțeles, să se uite mami prin ele. A, bineînțeles, hopa, mai am și niște produse care sunt terminate, dar pe aici o să mai fac eu încă o mică curățenie și ce e de aruncat o să arunc și ce este de dat mai departe, bineînțeles că voi da mai departe. Mă repet, nu vi le dau vouă pentru că sunt produse pe care eu le-am testat, folosit de câteva ori și nu este igienic să fac lucrul ăsta. Și dragilor, ce să vă zic în încheiere, mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, că sinceră să fiu, dacă nu ar fi fost să filmez, nu cred că îmi găseam motivarea să mă apuc să fac curățenia asta și acest declutter pe care tocmai l-am făcut împreună cu voi. Deci vă mulțumesc pe calea asta. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Nu uitați că dacă vă doriți ceva, oricât de mic ar fi acel ceva, și dacă munciți pentru el, îl meritați și o să îl meritați și o să vi-l permiteți la un moment dat. Așa că orice vis poate să devină realitate, chiar și un mic cel din ăsta pe care ți-l pui în viață, cum ar fi să-ți achiziționezi niște produse de make-up puțin mai scumpe. Vă mulțumesc mult, mult de tot pentru vizualizare, vă pup, vă îmbrățișez cu drag și dacă aveți întrebări legate de produse sau legate de orice, lăsați-mi în comentarii că sunt mereu deschisă și sunt mereu aici să vă răspund. Pupici, îmbrățișări și ne auzim curând! If I could stop the time, don't you know?